CS Universitatea Craiova a remizat ieri scor 1-1 pe teren propriu cu formația Concordia Chiajna în etapa 11-a din Liga 1. Albalbaștrii s-au văzut conduși încă din minutul 3. Atunci oaspeții au deschis scorul prin Wellington, care a transformat o lovitură de la 11 metri dictată după un hands al lui Varga. CSU a reușit să evite înfrângerea în ultimul minut regulamentar de joc, când Ferfele a marcat tot dintr-un penalti obținut de Nuno Rocea. A fost al 6-lea meci la rând, fără înfrângere pentru cuplul de antrenori Emil Sândoi Sorin Cârțu. Acesta din urmă regretă că albaștrii nu au egalat mai repede. Am egalat mai târziu, poate că dacă am fi egalat mai devreme. Ținând cont de cum s-au desfășurat oportunitățile în repriza a doua, practic portarul nostru n-a avut niciun șut pe poartă, nici n-au avut nici mingi, nici careu de 16 metri n-au fost la noi. Practic poate că dacă am fi egalat mai devreme, am obținut poate și victoria. Marcatorul Craiovei, Viorel Ferfelea, spune că a avut emoții la executarea penaltiului. Dacă n-am executat, da, sincer am avut, dar trebuie să-ți învingi emoțiile și să treci peste tot ca să reușești să faci ceva. Cei din tabăra oaspeților s-au declarat mulțumiți că au plecat cu un punct din bănie. Nu contest, am avut un arbitraj bun, se mai întâmplă să greșească, n-a fost o manieră nici pro, nici contra. Cred că două penaltiuri clare ca lumina zilei, n-am nimic să reproșez. Trebuie să ne gândim ce am făcut bine și ce am făcut rău. A câștigat un punct greu, o echipă bună, un teren foarte greu. Și dacă ne spunea cineva înainte de meci că un punct la Craiova, o echipă bună cu un antrenor bun, eram mulțumit. Și am terminat bine că am luat un punct și nu am pierdut în 10 oameni. Puteam să, dacă mai aveam puțin noroc, să plecăm cu 3 puncte. În urma remizei cu Chiajna, gruparea de pe Ion Oblemenco ocupă locul al 9-lea în clasament. CS Universitatea Craiova va disputa următorul meci vineri la Brașov în etapa 12-a a campionatului. SCMU Craiova joacă pentru al doilea an consecutiv în Liga Balcanică. Oltenii vor întâlni mâine în primul meci din cupă formația macedoneană Kozuv, în Polivalenta din Bănie de la ora 19. Jucătorii Dragoș Andrei și Ivan Bozniac, dar și antrenorul Andel Comandici speră într-un debut cu dreptul în Liga Balcanică, în ciuda faptului că va lipsi capitanul Cătălin Petrișor. În ceea ce privește Liga Balcanică, sunt niște meciuri în plus, niște meciuri care ne vor ajuta să construim echipa pe care ne dorim, pentru că pe asta ne bazăm anul ăsta, pe echipa, nu pe individualități. Și o să fie greu, o să fie cu atât mai greu cu cât acum ne lipsește și Cătălin Petrișor, iar în Liga Balcanică, știți, este regula cu un autohton pe teren toate cele 40 de minute. O să avem o rotație mai scurtă, dar sper să ne descurcăm cu brio. That game comes after tough game in Mediaș. Acest meci vine după o partidă pe care am pierdut-o la Mediaș. Trebuie să ne recuperăm fizic și mental pentru a câștiga partida cu Kozuv. Este important să debutăm cu dreptul în această competiție. Știu că adversara noastră este una dintre cele mai bune din Macedonia și că se bazează pe individualități de mare valoare, dar eu sper să câștigăm. Kozuv. Kozuv are jucători cu calități individuale bune. Trei dintre ei sunt cunoscuți românilor deoarece au jucat la echipe de aici. Albianici la Asesov și Ploiești, Ianisevici la Energia și Pecovici la BC Mureș. E meciul nostru de deschidere în Liga Balcanică și sper că oamenii vor veni să ne susțină. Trebuie să analizăm meciul de la Mediaș, să reparăm greșelile, să jucăm mai bine și sper că vom debuta cu o victorie în această competiție, unde prioritatea este să trecem de prima fază a grupelor. From Serbia. Un bilet de intrare la partida cu formația macedoneană costă 5 lei.